deci eu am să vă zic o chestie care, bine, noaptea asta am dormit foarte bine, am avut un vis foarte frumos. Eu cred în vise doar atunci când ele sunt pozitive. Am visat că era un copac și erau foarte multe păsări, mari, mici, dormeau. Și eu am luat o pasăre de acolo, cea mai frumoasă, era o pasăre tare, tare frumoasă, colorată. Am luat-o în mână și o iau la mine acasă. Și la un moment dat zic nu, o duc înapoi, că acolo e familia ei și eu deși am luat-o. Și pasărea zice că nu, eu vreau să merg la tine. Am deschis normal că de asta, dicționarul viselor. Atunci când visează o pasăre, înseamnă că universul ține cu ideile tale. Tocmai înainte de premiera videoclipului și abia aștept ora 20:00 și abia aștept reacțiile voastre, pentru că am muncit foarte mult și încă o dată mulțumesc tuturor oamenilor care s-au implicat în acest Durdon Papa și sper într-adevăr să fie Durdon Papa. Ultima experiență cu ATV-urile a fost în Bali, acum o să încercăm să vedem și Moldova din ATV. Toată lumea este echipată. Doamne, și-s distrășili și... Poate dacă vrei. Nu, las că arăt. Ian, Nina, hai pânță. Eu aștept moment, Steve. Hai. Special întinde râzând ca să nu filmez când spune și e picat. Ua! Deci, convoiul nostru este gata de plecare. Mergem pe 3 ore să vedem Orheiul. Iată așa. Naina, tu te vezi sau nu te vezi? Hai că ești frumoasă, gospodă. Flăcăi, normal, fără kamikaze, nicac. Și priori wine, pentru că mi-ești. Dragă! Adio, și acum se simți prințesa? La mine intre în română. Nina? Ui. Acolo a fost o vaie, noi tare uleacă, ne-am șugănit, dar atât normal. Dima, Aliona. Dar Denis, tu parcă în genie, eu nu înțeleg, la mașina asta voi și tot glodul a strâns. Da. Și vei, ia. Mosca în reclamă. Uite, dar nu a buhnit. Și ies ieșa. E cel mai curat, un pic o băie. Asta e pauză. Așa o priveliște frumoasă avem noi aici. Și copăstâri și zboare. Naina-i fericită, Dima. Da. Și îți place? Maladieț! Este! A priori wine! Pentru că-i mergi drag, sui! El n-are treabă, blin. Da. Azi așa. Hai, murdăriți alta. Da, toată lumea e curată, toată lumea fericită, eu tare fericită și tare... Vrei la volan? Nu. Hai, urc, oleacă. Adică, mam, a fost-o că te-ai tucat de viu, dar tu nu. Nu, eu, mașina-i sfânt. Da, cum credeți? Noi trecem prin apa aia sau nu? Oh my god. Scuzați, ieși. Am reușit, doamne, ora 8 încă 2 minute. Dragilor, în 2 minute apare pe canalul de YouTube Durdon Papa. Am emoții de comoții. Am reușit din ATV direct aici la frate. Uitați-vă cum adă, uitați-vă cum arată. Uitați-vă cum am venit. Noi am venit la premier, scuzați. Mulțumesc tare mult, frate, Spoial, mulțumesc tare mult, Capușoan, mulțumesc tare mult, la sfârșit. Toată lumea care a lucrat, inclusiv preotul Romeo, mulțumim și... Puteți? Am ia să dau ștăguri, că n-am... Gornișielu, mă scuzați. Oi, blin, îmbătați-mă, mă urât. Las fișul un milion, dar bun.
Mulțumesc tare mult la toată lumea că susțineți ceea ce fac. Frații Spoială, în mod special, Capușon, Ginea, mulțumesc că ați venit, fetelor, mersi că ați venit, așa că să nu pierd cineva. Și Florișele avem aici, Tătromică, Mia Sorela, Iafimea, unde? Nu. Vă deschid această sticlă de Apioli Wine pentru că mi-e drag în primul și în primul rând pentru familia mea, pentru mama mea, pentru surorile mele. Eu vă iubesc enorm de mult și iubesc foarte mult prieteni pe care i-am, oamenii care au încredere în mine și... Mărit, vrei să mă păcălești? Așa murdar pe obraz și buzunar. Eu anul ăsta nu mă mai mărit și asta-i nuntă unde mirii poartă mască. Dar noi de tine, oraș, ne-am săturat. Aștept pe cineva chiar să mă iubească și nu mă mai mărit. Așa, dacă tot mergem să sărbătorim Durdon Papa, deși să nu... Și să arăt. Dar și las, noi venim... Nu arăt doar partea frumoasă. A lucrurilor, dar arăt și partea mai puțin... O, aia ca partea frumoasă e lilea sexuală. Noi venim de la... Noi n-a reușit, noi am fost la... Ia ca uitați-vă ce orăpiuri sunt frumușei. Arată totul super bine, frumos. Spune, de unde? De unde-s pantofii ăștia? Dar nici nu știu ce firmă, ce firmă? Cadou de la... Cadou nostru? Nu, stai de la Paris, Lada, hai să ne lăudăm, că Pierre Cardin, wow, mulțumesc lui Sormea că există, că mai știu și eu de branduri, că altfel. Am auzit că încă mă iubești, vrei să vii cu un culoc de scuze iar, să mă mărit, vrei să mă păcălești, așa murdar pe obraz și buzunar. Eu anul ăsta nu mă mai mărit, și asta-i nuntă unde mirii poartă mască. Dar noi din tinii oraș ne-am săturat. Aștept pe cineva chiar să mă iubească. Eu tinii nu mă mai mărit, atâta chin am tras și rușinii. Nici acolo nu te-ai sprăjit cu orșinii, numai nu cu tinii. Eu cu tinii nu mă mai mărit, atâta chin am tras și rușinii. Nici acolo nu te-ai sprăjit cu orșinii, numai nu cu tine. Așa mă lușeai mâinile sus! Durdon Papa, Durdon Papa, Durdon Papa, Durdon Papa, toată lumea cu tine eu! Durdon Papa, Durdon Papa, Durdon Papa, Durdon Papa, paparapau. Eu cu tine nu mă mai mărit, nu mă mai mărit, atâta chin am tras și rușini. Nici acolo nu te-ai sprăjit cu orșini, numai nu cu tine. Eu cu tine nu mă mai mărit, atâta chin am tras și rușini. Nici acolo nu te-ai sprăjit. Neața, o flămânzi dulcea. Bună dimineața, dragă Ghenale, la 40 de ani, două, sunt ca două păsări care zboară în deșert. Nu știu cum voi, dar eu, în loc să îmbătrânesc, întineresc pe zi ce trece. Dar știți de ce? Pentru că existați în viața mea, mai oameni buni, mai oameni buni, mai... Câți ani am? 18. Și am vrut să mă așez la stație, să aștept și eu mașina și zic mai bine nu, mai bine lăsăm așa, stăm în picioare, suntem tineri. Iată asta, da, viața de barosan, mă așteaptă mașina, ușa e deschis, pot să trec? Domnul Romeo, bună ziua, Nadiușa Papușa. Și unde ne ducem noi? La unde Nadia? Da și face.
E cam trist să vezi asta într-o sală de teatru, dar asta e, astea sunt condițiile, astea sunt regulile. Dar unde e Romeo? El n-a spus unde ai fost tu. Dar ce face el oare? Voi vă rânduiți sau cum? Știm noi ce face. Fac ce fac. Dar nu dormi tu mult, oameni buni. Dar pe ea are energie cât pentru 10 băietul ăsta. Așa? E bravo, e bravo. Emiliana e... Și băiet, măi, specială, specială, specială. Trebuie să-i pune la locul lor, știi, la... Și de treabă, de nu. E de treabă, e bravo. Bravo, de ce... Ce, a lui, a lui? E așa, nu văzut. E că așa mi-e trebuie un președinte, așa? Da, dar e că... Ia spune mie, tăp, și nu să votăm. Nu pot să cred, dragilor, sunt cel mai fericit acum, știți de ce? În sfârșit, mașina mea este curată, spălată, dezinfectată, că era dezastru total. Și cei de la spălător i-au spus, dar mașina asta e a oamenilor sau a... Zic, e a oamenilor, a zis, de fapt, Adrian, nu eu, nici măcar n-am dus la rușine. Bună dimineața, oblojiții mei, da, s-a trezit și nu vrea să se bărbărească dulceață, mămii de dulceață. O lune bărberită să aveți. Dacă astăzi n-am reușit să bag două ouă în mine, în schimb am un stil mai deosebit astăzi. Pentru că să nu ne obosească piciorușele, ne-a luat și eu. O, iar oglinda asta, ujas, plin și cizat lift, vedete. Vrei să ne bagi urechi, Iura? Aplaudismente! O fără iuras ca fără, ca copac fără fruct. Da, și așa. Iată și bucătărețile noastre de astăzi. Din Zaim, da? Aici și el de pituhu. Și ia că de ce ne-am luat eu și eu în față de dimineață. Vreau și eu jumătate femeie, jumătate bărbat. M-am săturat, am și eu femeie. Pantofi by Cristina. Pofi, ia că așa. Azi așa. Hop, hop, hop. Ia uitați-vă ce avem noi aici. Zeamă de la Zaim. Uitați-vă cum arată. Dar și ne-a făcut zeama asta? Și ne-a făcut? Mama primarului, sora primarului și bineînțeles soția primarului. Pentru cei care zic că joci teatru, că și doar ai simplu, își primești bani pe degeaba, vă doresc două ore de emisie și după asta mai vorbim. Noapte bună pe oră, că nimagul. Chicușel care trebuie să ne îndrumi, joacă la nunte cu 100 de miniștri. Tu te prișeți o leacă și n-a cumpăra, ai cumpărat jurnaliști parlamentari, dar numai ora nu va fi vreodată. Am tras și rușini, nici acolo nu te-ai străjit. Cu oricine numai nu cu tine, eu cu tine nu mă mai mărit. Atâta chin am tras și rușini, nici acolo nu te-ai străjit. Cu oricine numai nu cu tine. Așa că mă cușeai mâinile sus! Dur, dom, pa, pa! Uitați-vă aici și liniște și concentrare la maxim. La și vă uitați, prințesele.
Uite, vă uitați la mine, la voi. În sfârșit am terminat ziua de lucru pe astăzi. Am fost la Brânzeni, da. Dar tu și nici o reacție, domnișoară. N-am numit acasă și nici n-am numit acasă. Rar când venim împreună. Da, uite la mamă. Eu cred că prințesele mele în această seară la film merită un șpriț Aperol. Ține asta lui bunica. Asta lui Nina. Și asta lui Nana. Hai să le surprindem. Ochii închiși. Ochii închiși. Mânca tot. Mânca ochii închiși. Surprise. El e ca și cum nu știu eu. Un șpriț Aperol. La mamă. Hai, concentrez-mă la film. Zi bună, dragii mei, prieteni. Bine pentru voi, mulțumim. Radima, bună seara. Oi, dar i-a rămas ruși pe buză, lipțică. Normal. Signora Dima, bună seara, un spritz Aperol per tu e veni qua la Negorenie, alla carantina, un bacio. Chis de la Negorenie. Zilele astea la mămica o doamnă și stând de la vorbă, nu știu ce, bla bla bla, frumos, nu știu ce. Dar n-ai să-mi dai un pahar de A Priori Wife? A Priori Wife. Mamea înainte spune A Priori Wife. Astăzi am fost la o zi de naștere în Brânzenii Vechi și venind acasă, mamica spune să știi că tu de fapt în Brânzenii Vechi ai fost bisericit, ai fost primat, împărtășit și botezat și acolo era un preot bătrân care a murit, Dumnezeu să-l ierte, și a spus că copilul este, m-a dus în altar, mi-a făcut un crug prin jurul altarului și a spus că băietul este și neava. Și că mami mi-au trecut ani, zice că nu, Dionisie, nu știu cum îl cheamă, un preot bătrân de la Brânzenii Vechi m-a fericit. Ce să vă zic, oameni buni, dacă aveți nevoie de făină, veniți că moara ai pornit, lucrează și, bineînțeles, noapte bună.